Stimați telespectatori, bună seara, bine v-am găsit. Începe ediția explozivă în seara marilor dezvăluiri. În doar câteva momente, Gabriela Firea va fi în direct aici la România TV. Războiul cu reziștii care cer demisia, în exclusivitate așadar. Gabriela Firea, doamnelor și domnilor, răspunde în direct la toate întrebările importante. Aici, în fața a milioane de români. Stimați telespectatori, Firea spune așa într-o postare de ultimă oră: USR se casără iar pe drama unor oameni. Cei din USR nu au dreptul moral să ceară demisii. În doar câteva momente, așadar, așa cum vă spuneam în exclusivitate, Gabriela Firea va fi aici la România TV. Mama Soranei Cârstea intervine în scandal, îl desființează pe CTP. Mama Soranei către CTP spune așa: scrieți la comandă și la plată. Cum a terferit-o CTP pe sportiva simbol a românilor? Iar profesorul Vlad Ciurea vine cu dezvăluiri despre boala secolului. Nu ratați întâlnirea cu respectatul profesor aici în această seară. Tratament controversat. Bogătașii se întineresc cu sânge de copii. Stimați respectatori, stați să aflați toate informațiile. Venim și cu detalii despre soluția șoc pentru oprirea valurilor de caniculă. Supercomputerul programat să simuleze întunecarea soarelui, furtuni solare mai frecvente și mai puternice, pericol major. Ion Țiriac și-a făcut testamentul. Stați să aflați și să vedeți documentul. Își împarte averea în 33 de părți. Avem toate detaliile testamentului. O să vedeți și imaginile serii. Delirul filmat al sexomarxiștilor în fața a mii de oameni. Iar ideologul resetării vine cu dezvăluiri din planul eliminării oamenilor. Intervine furios Gigi Becali, e revoltat. CIR cu inteligența artificială va fi împreună cu noi în această seară. Doamnelor și domnilor, chiar în aceste momente, cea mai importantă informație de breaking news. Vreau să le mulțumesc și invitațiilor care sunt împreună cu noi în studio. Doamnelor și domnilor, îi vedeți deja în imagini. Domnul Cătălin Harnaj, fostul director al SIE, bună seara, bine ați venit și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. De asemenea, se află, doamnelor și domnilor, alături de noi în aceste momente, domnul ministru Ilan Laufer. Bună seara, vă mulțumesc seara, și dumneavoastră, fost ministru pentru mediul de afaceri. Și, de asemenea, nu are nevoie de nicio prezentare, l-ați văzut puțin mai devreme aici la România TV într-o teorie foarte importantă despre ce se întâmplă acum în războiul din Ucraina. Este împreună cu noi fostul șef birou analiză sinteză SRI, domnul Tudor Păcuraru. Bună seara, salut, bună cu tot seara. Respectul, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, așa cum vă anunțam, prima exclusivitate a serii se află împreună cu noi în direct în aceste momente. Doamna ministru Gabriela Firea, sărut mâinile și vă mulțumesc foarte mult. Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor. Doamna Firea, într-o postare de ultimă oră spuneți că nu se mai poate așa, USR nu se poate abține, se cațără iarăși pe drama unor oameni, au apărut acești politicieni, așa au apărut în viața publică, tot așa vor să continue câștigând capital din tragedii și vedem peste tot, mai ales în ultimele ore, se cer și ei cer insistent demisia dumneavoastră. Ce le transmiteți, doamna ministru, de ce vor, de ce au pornit, de ce credeți dumneavoastră că au pornit, iată, așa, la unison acest război și vor demisia Gabriela Firea? Încep prin a vă spune atât dumneavoastră cât și telespectatorilor ceea ce am afirmat și acum câteva zile, că regret și îmi pare rău de fiecare clipă în care acele persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități au fost neglijate, abuzate sau au avut parte de rele tratamente. Justiția trebuie să încheie această investigație care să arate foarte clar vinovățiile, persoanele implicate direct sau indirect, fiecare să plătească pentru fapta sa. Nu există vinovății colective, așa cum se induce, din păcate, impresia către opinia publică în unele organisme de presă. Mi se pare absolut firesc ca guvernul, instituțiile, ministerele, în paralel cu cercetarea care există din partea DIICOT, să ia măsuri de ordin administrativ. Și într-o țară civilizată, absolut fiecare persoană care a greșit trebuie să plătească.
Dar de aici și până la a escamota această situație foarte grea, dificilă, cu care ne confruntăm, și probabil sunt și altele similare în țară, dar nu au fost de interes pentru că nu erau legate de un ministru al cabinetului direct sau de persoană din apropiere, din familia sa. De aici și până la a veni să contești faptul că am ajutat toată viața mea oameni, ca persoană particulară, ca simplu cetățean, ca jurnalist, ca senator, ministru, lucruri știute, lucruri neștiute, pe care le-am făcut toată viața mea, atât eu, soțul meu, familia mea, pentru oameni aflați în nevoie. Mai tineri, mai bătrâni, cu afecțiuni sau aflați temporar într-o anumită dificultate. Sunt cerci să mă zugrăvești printr-o campanie media extrem de bine țintită și bugetată, ca o persoană fără suflet, fără inimă, atât eu cât și soțul meu, persoane cărora nu ne pasă de oameni decât în apariții publice, este mult prea mult. Și toți cei care ne cunosc direct sau prin faptele noastre știu că nu suntem așa cum, din păcate, ne-au descris reprezentanții presei, pe care generic o numim hashtag rezist. Am văzut și, așa cum și dumneavoastră ați relatat, faptul că a simțit nevoia să iasă la rampă purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, specificând că o face în nume personal. Am ajuns, domnule Corpoș, să ne fie rușine de a purta o cruciuliță la gât, sau de a jura ca parlamentar sau ca ministru pe Biblie, pentru că știți foarte bine, avem parlamentari și miniștri USR care nu au atins Biblia sau crucea atunci când au jurat. S-au mărginit în a atinge Constituția. Nu sunt un om credincios de fațadă. Merg la biserică de la câțiva anișori, cu bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, cu părinții mei, și am ajuns la 50 de ani să mă justific, să fiu certată, pentru că uneori în diferite apariții publice poate am spus, pentru că așa afirm în mod particular, Doamne ajută, am fost certată, nu mai trebuie să spunem Doamne ajută, nu mai trebuie să ne închinăm. Deodată și subit o preocupare pentru bătrâni la USR, USR-ul care afirma în pandemie să nu mai iasă bătrânii din casă decât 2 ore, să nu mai facă înghesuială în magazine, USR-ul care spunea că bătrânii nu mai trebuie să se plimbe cu autobuzele, că din cauza lor sunt biletele scumpe pentru că ei se plimbă gratis și de-aia n-au ei loc în autobuze, din cauza bătrânilor. Bătrânii care nu trebuiau să iasă la vot. Încă o dată, dacă am cea mai mică vină în această situație de nedorit, îmi predau toate funcțiile publice, politice, administrative, nu m-am căsărat niciodată pe funcția. Am ajuns în politică fiind un om realizat profesional, făcând ceva în meseria mea, în profesia mea, ajungând la un anumit nivel profesional. Nu am venit de nicăieri, fără o zi de muncă, într-o instituție, să mă erijez în parlamentar sau ministru. Exact. O vină să mi se găsească de către anchetatori, și nu mai am ce comenta. Am plecat și eu și soțul meu și toți cei de lângă mine. Exact. Nu avem nici cea mai mică vină. Okay. Exact asta am vrut să vă întreb, doamna Firea. Adică în ce condiții vă retrageți sau vă dați demisia, să răspundeți direct, iată, acestor oameni care atât spun acum, Firea, demisia. De marți până acum, USR cere în continuare demisia. Demisia mea, demisia unui alt ministru, demisia altor politicieni, dar în special a mea. Ei au o problemă cu mine. Pentru că am anunțat că voi candida la primăria Capitalei. Probabil că nu trebuia să spun acest lucru, probabil că trebuia să am afirmații sau răspunsuri dubitative sau misterioase și să las lucrurile să meargă către anul viitor și mai aproape să anunț. Într-adevăr, acum îmi reproșez că am anunțat. Dar eu am spus să fiu cinstită și onestă față de alegător, să știe clar că sunt un opozant al lui Nicu Șordan și apropo de USR, care îmi cere demisia. Vă aduceți aminte când a murit, Dumnezeu să o odihnească, și mare dramă și a trebuit să plângem în fiecare zi că s-a putut întâmpla așa ceva. O femeie a fost fâșiată de câini în București,
niciun serist n-a cerut demisia domnului Nicușor Dan, nici doamnei City Manager care se ocupa direct de asta, nimic. Nu s-a întâmplat nimic, ba dimpotrivă, găseau tot felul de vinovății pe la portarii de la ASPA. Acum îmi pun mie totul în cârcă. Absolut totul în cârcă. Un copil a rămas cu sechele pe viață în mandatul lui Nicușor Dan, pentru că i-a căzut o statuie în cap în primăria lui Nicușor Dan de acum. S-a cerut vreo demisie? Păi imaginați-vă dacă se întâmpla pe vremea mea ce făcea USR-ul. Din meeting în meeting în meeting scotea toată lumea în stradă. Dar, doamna să plec, Firea, să ies din primărie. Permiteți-mi să vă întreb ceva. Că vorbind, toată lumea vorbește despre acest caz, despre ce s-a întâmplat în aceste zile. Mulți spun, vinovații trebuie să plătească și nu vorbesc de funcții. Vorbesc să plătească cine e vinovat, să plătească, să meargă la închisoare, să li se ia banii, daune morale, să fie ajutați acei bătrâni care au fost nenorociți acolo în azile. Despre asta vorbesc cu oamenii normali. Sunt unii care strigă demisia Firea, demisia Firea. Încercăm să înțelegem care e miza, adică ce le puteți răspunde și ce credeți dumneavoastră? Adică asta e candidatura și atunci doar asta contează, că nu încălzește pe nimeni o demisie. Oamenii vor altceva, nu demisie. În paralel cu ancheta DIICOT, care este normal să continue și să arate făptașii și fiecare să plătească prin trimiterea în judecată potrivit propriei vinovății, există ancheta administrativă la nivel guvernamental și există și aceste instanțe morale. Domnul Bănescu și domnul Drulă, care se erigează în instanțele morale ale României și care tot îmi cer demisia. Și atunci este firesc să trag și eu concluzia că tot acest foc care s-a aprins asupra mea, tot acest linșaj din aceste zile, pur și simplu au preluat momentul nefericit cu situația de la acele cămine, pentru a îndrepta ura publică asupra mea ca să mă scoată din cursa electorală pentru alegerile locale vizând primăria capitalei. Cum vă spuneam puțin mai devreme, ei nu au pe ce, cu cine să vină în fața electoratului, pentru că domnul Dan pur și simplu a arătat cum poate fi un primar împotriva cetățenilor și nu pentru cetățeni. Și deschid o paranteză, aș dori de la domnul Drul aceeași hărnicie în a contesta mandatul domnului Dan. Un om care a ajuns să trimite bilețele în calitate de primar general către angajații de la Direcția Urbanism în care să le indice ce rezoluții să dea. Un om care știe și dumnealui a împins, acestea sunt informațiile, angajați din Direcția de Urbanism să semneze în fals peste 250 de autorizații de construire, nu spun eu, Gabriela Firea, candidat, ci o spune ISC-ul. Și aceste lucruri sunt de evidență, dar nu iese nimeni din USR să arate în ce maras moral se zbate candidatul pe care îi susțin. Ei ies acum în fiecare zi să spună ca eu să fiu demisă sau să-mi dau demisia, să nu mai candidez la primăria capitalei, să-mi văd de drumul meu și așa mai departe. Este în mod clar un interes politic, pentru că în fiecare zi, prin 2-3 voci din interiorul partidului sau prin mai multe voci din interiorul, să spunem, presei, care a fost întotdeauna afiliată zonei USR și știm acele site-uri și acei analiști, dacă putem să-i numim așa, care au vorbit la unison și, în primul rând, care, mai mult decât atât, domnule Corpuș, au diseminat minciuni. Încă o dată și scurt, nu vreau să vă rețin întreaga emisiune. Foarte mult se vorbește despre... Dar și chiar ar fi bine să răspundeți scurt. Se vorbește despre sora dumneavoastră. Chiar vreau să spun, familie, sora mea nu a lucrat nicio secundă nu a lucrat la vreun birou care avea grijă de bătrâni sau de persoane cu dizabilități. Sora mea lucrează de mulți ani în asistență socială pe domeniul educativ al copiilor. Intenționat s-a spus că lucrează cu bătrâni și cu persoane cu dizabilități ca să mă incrimineze pe mine politic. Mai mult decât atât, colega mea a fost doar la început în asociație, nu a avut nicio legătură cu căminele de bătrâni, cu centrele de dizabilități, s-a văzut de asemenea și prin declarația dată în fața anchetatorilor, nu a avut nimic de a face cu activitatea din aceste centre, bună sau rea. Nici o secundă și s-a văzut din toată ancheta care este acum în curs și se va vedea și în continuare. S-a bătut apoi prigoana și asupra soțului meu. Că de ce primăria voluntar și primarul din orașul voluntar nu a știut ce se întâmplă?
Știți foarte bine care sunt atribuțiile în stat. Aceste centre nu sunt acreditate de către primărie, nici nu sunt controlate sau verificate. Nu au fost reclamații în sensul activității din interiorul acestor centre și nu avea cum să fie implicat. Dar vă aduceți aminte că și în cazul fraților Teiț a spus că e vinovat primarul din voluntari, ca și cum aceia ar fi avut probleme în exteriorul imobilului în care se produceau acele orgii. Ei aveau grijă ca ele să fie ținute în interior, să nu deranjeze pe nimeni, ca să nu aibă reclamații. Vă dați seama unde s-a ajuns. Doamna ministru Firea, vreau să vă întreb ceva extrem de important. Dacă dumneavoastră personal ați fi avut, nu știu, cunoștință de nu 50%, nu 10%, 1% despre ce se întâmplă în aceste azile, ce ați fi făcut? Sub cuvânt de om și de onoare, dacă măcar aș fi știut că un bătrân sau un om bolnav nu că este abuzat, doar că este neglijat, dacă aș fi știut 1%, toată viața mea am ajutat oameni, nu aveam decât să reacționez, să anunț autoritățile, să fac ca acele lucruri să nu se mai întâmple. Nu aveam cum să aflu eu așa ceva și să tac. Cât am fost primar general, m-am ocupat îndeaproape, prin Direcția Generală de Asistență Socială, de oameni ai străzii, fie că erau copii sau persoane adulte sau în vârstă, de cămine pentru vârstnici, de locuințe protejate pentru victime ale violenței domestice. 4 ani de zile am ridicat la nivel, spun eu, european, toate serviciile sociale, iar USR în Consiliul General vota împotriva acestor proiecte pentru bătrâni, pentru femei, victime ale violenței domestice, pentru copii. Știți ce spuneau domnul Corpoș? Că sunt pomeni. Păi cum să fie pomană să ajungi un bătrân, să ajungi un om al străzii? Mai permiteți, vă rog, o întrebare? Tot timpul votau împotrivă. Și cum puteam eu să știu acum că se întâmplă ceva rău și să nu iau atitudine? O întrebare scurtă, în totalitate această acuzație. Dacă permite, zona ministru, de la domnul ministru care e aici în studio, domnul Laufer, vă rog. Bună seara, doamna Firea. Bună seara. Din punctul meu de vedere, un asemenea atac dirijat n-am mai văzut de pe vremea lui Liviu Dragnea și o spun cu tristețe. Cred că fără discuție miza este candidatura dumneavoastră la primăria Capitalei, dar eu am o întrebare. Pe vremea aceea, Liviu Dragnea spunea, lasă-i să dea în mine că oamenii vor vedea că facă drecă nu știu ce. Eu am considerat pe atunci că greșește. O să acționați în instanță ca să nu se mai dea aceste știri, din punctul meu de vedere, false împotriva dumneavoastră până la o probă sau până la un caz contrariu care va fi demonstrat în instanță, ca să înceteze această campanie de denigrare împotriva dumneavoastră, fiindcă alți lideri în trecut nu au făcut-o, temându-se nu știu de ce fel de reacție sau crezând că nu este important, dar eu totuși consider că este esențial să acționați în instanță ca aceste fake news-uri, din punctul meu de vedere, să nu mai fie folosite împotriva dumneavoastră. O să faceți lucrul acesta? Am pregătit toate probele și vă mulțumesc că m-ați întrebat. Vom acționa în instanță atât eu cât și familia mea, toate acele publicații sau televiziuni care au diseminat fake news-uri și care au spus că sora mea a fost șefă de azile ale Groazei, că fosta mea colegă a fost șefă la azilele Groazei, că eu am știut ce se întâmplă și m-am complăcut în această situație, etc. Toate acele minciuni care s-au spus de marți și până astăzi, culminând cu solicitarea expresă, iminentă și insistentă ca eu să-mi dau demisia sau să fiu demisă. Ok. Ați văzut, ne adresăm și justiției pentru că astfel de situații se pot repeta. Acum 2 luni, după cum știți, furam copiii României și îi vindeam și deschideam calea adopțiilor internaționale și a traficului de organe. Alte invenții, scornel, campanie murdară, tot în ideea de a mă defăima. Acum m-am gândit să le fac rău bătrânilor din România. Probabil peste 2 luni, cine știe ce se mai întâmplă. Cine știe ce altă campanie negativă este ticluită de minți bolnave, dar foarte interesate de ceea ce se întâmplă la alegerile locale, parlamentare și așa mai departe. În special, miza acum este Primăria Capitalei.
Vă mulțumesc mult de tot, doamna ministru Firea, mulțumesc pentru și eu, seară bună. Intervenție și pentru că ați acceptat să fiți în direct, iată, cu această primă reacție în războiul cu USR. Gabriela Firea a fost aici în această seară, doamnelor și domnilor, la România TV. Ați văzut răspunsurile, ați văzut astăzi pe parcursul zilei, pe parcursul întregii zile și noile stenograme cu tot ceea ce s-a întâmplat în azile și ce a dispus. Ce a spus ministrul, ce a spus, mă scuzați, premierul Ciolacu astăzi, de mâine controle peste tot, în toată țara și vinovații, ticăloșii trebuie să plătească. Doamnelor și domnilor, acum o altă informație de breaking news, o altă exclusivitate a serii intervine mama Soranei Cârstea, breaking news. Mama Soranei Cârstea îl face praf pe Cristian Tudor Popescu după ce fiica sa a fost jignită de jurnalist. Spune așa, scrieți și reacționați la comandă și la plată. Doamnelor și domnilor, chiar în aceste momente Dragoș Bisticianu e în direct cu noi, are toate informațiile și mesajul de ultimă oră al mamei Soranei Cârstea. Dragoș, bună seara! Bună seara, Ioan, bună seara, stimați telespectatori. Mama Soranei reacționează după ce fata ei, Sorana Cârstea, a fost jignită de trompetele hashtag rezist, trompetele globaliste care s-au revoltat foarte tare pentru că Sorana Cârstea a postat pe pagina ei personală un mesaj cât se poate de normal. Și am să citesc ca să-și amintească și telespectatorii. Sorana a spus așa: faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine și faceți copiii din nou inocenți. Atât i-a trebuit. În frunte cu gazetarul Cristian Tudor Popescu au pornit criticile, insultele chiar. CTP-ul a numit-o coțofană. A spus că aceste propoziții pe care le-a postat Sorana sunt anti-LGBTQ+, că sunt tipice dreptei conservatoare. Coțofană. A numit un fel și chip Ioan și asta vreau să-și reamintească telespectatorii de la ce a plecat totul. E bine, mama Soranei nu s-a mai putut abține, a ieșit public, a dat replica, se întreabă cine sunt toți acești așa zi jurnaliști care fac totul pentru bani, spune mama Soranei, se întreabă dacă sunt oameni sau nu, spune foarte clar mama Soranei și are acest mesaj. Se întreabă de ce sunt acești indivizi deranjați, pentru că Sorana nu a atacat pe nimeni, îi place frumosul, calitatea, excelența și familia. Acum, dacă mă întreb pe mine, Ioan, este clar că tocmai asta îi deranjează. Promovarea valorilor tradiționale, promovarea normalului și a firescului, asta îi deranjează pe acești globaliști, neomarxiști și îmi folosesc foarte bine termenii, pentru că s-a ajuns prea departe, Ioan, și e normală reacția mamei Soranei, care spune foarte clar și are un mesaj și pentru fata ei. Spune să meargă pe drumul său, să fie fericită, să fie împlinită. Spune că o iubește și că pentru familie, evident, nu este o coțofană, ci un simbol, o inspirație și o mândrie. Și asta și vreau să spun doar atât în încheiere, Ioan. Am ajuns în punctul în care, în ziua de astăzi, dacă vorbești despre ceva ce este firesc, dacă vorbești despre familie, despre biserică, despre tradiții, despre lucruri cât se poate de normale și de bun simț, ești catalogat automat retrograd și mai știu eu cum. Ceea ce înseamnă că globaliștii aceștia, neomarxiști, nu mai au niciun fel de limită. Asta trebuie să înțeleagă telespectatorii. Și asta spune și mama Soranei cu alte cuvinte, că fata ei nu a greșit cu absolut nimic și nu merita să fie numită în fel și chip pentru faptul că și-a exprimat o opinie până la urmă, dacă putem să o numim așa. E și absolut normal până la urmă, stimați invitați, îți mulțumesc, Dragoș, ca o mamă în orice condiții să își apere puiul, copilul, pruncul. Așa este firesc. Mai ales că, doamnelor și domnilor, e important de spus, adică să înțelegem cu toți întreg contextul. Sorana Cârstea a revenit și a spus: îmi pare rău, regret pentru ce am spus dacă am supărat pe cineva, dar nu acesta a fost scopul. Nu asta am vrut să subliniez, nu am vrut să jignesc, să supăr pe nimeni, ci să scot în evidență frumosul tradiționalismul pe care l-am văzut aici la Wimbledon. Spune și dumneavoastră, domnule Păcuraru, pentru că ați văzut scandalul. Bine, să nu mai, ce să mai vorbim de fair play între sportivi, adică totuși, e Cristian Tudor Popescu, să auzi aceste vorbe de la el, să vezi scrise aceste cuvinte, tot ce a putut să reproducă, coțofană, un exercițiu de prostie în față și așa mai departe. Adică nu e prea mult?
Este, din păcate, o specialitate românească. Când avem valori, ne străduim să le terfelim. Iar după aceea, considerăm că ar fi bine și nimeit să aducem tot felul de boschetari din afară, să facem primar și așa mai departe. Și când o pățim, ne mirăm. Păi, nu știu cum să vă zic. Să învățăm să ne privim valorile cu respectul cuvenit. Fiindcă sunt ale noastre, tuturor. În momentul în care înjosesc o valoare românească, mă înjosesc pe mine, ca român. Numai că uită-te, e plin internetul, e mesaje, e gen popor de tâmpiți. Și nimeni nu reacționează. Măi, oameni buni, ăștia vă înjură pe voi, pe fiecare în parte. Și stați și vă uitați așa, ca la poarta nouă, ia luați-i frumos la refec, că ce are dânsul împotriva identității sexuale afirmate către doamna respectivă. Păi femeia să fie femeie și care e problema? Așa, scuzați-mă că sunt puțin mai virulent, dar eu sunt locuitor al sectorului 1 și în materie de boschetari de import cunoaștem. Și da, și sunteți revoltat. Sunteți dumneavoastră, că sunteți la fel, sportiv și vedem acest lucru. Până la urmă și CTP, nu? Puteam să îl încadrăm oarecum acolo, fiind nu doar un pătimit, ci și practicant al tenisului. Unde e fair play? Unde e umanitatea? Adică căutăm să atacăm, nimeni nu mai are voie să spună nimic, să apere nimic. Domnul CTP, ca să numesc așa... O fi așa cum spune doamna? La plată, la comandă și la plată? Nu mă întreb, nu știu, nu am nicio dovadă. Cred că decăderea profesională pe care domnia s-a avut-o în ultima perioadă o resimțim acum, adică dorește să facă orice ca să iasă în evidență. Asta este senzația mea. Din punctul meu de vedere, eu am înțeles foarte clar mesajul și vă spun în calitatea mea de fost sportiv, chiar de performanță și absolvent de Academia de Educație Fizică și Sport, vă spun următoarea chestiune. Este un caz în acest moment foarte mediatizat în Statele Unite ale Americii cu o elevă eminentă, prima pe colegiul la atletism, timp de nu știu câți ani, și își clădea o carieră în viitor către o facultate în Statele Unite, că așa sunt recompensați acolo sportivii, și în ultimul an de studiu a venit o sportivă trans, adică un fost bărbat care a decis că este femeie și a ruinat visul. Vă dați seama, a câștigat, a bătut-o pe linie la proba de 100 de metri viteză și a ruinat visul. Și acum a dat în judecată și statul și acel colegiu. Și acum eu vin și vă spun, este normal, este fair play ca un bărbat care mâine decide că este femeie și concurează în sport de performanță alături de femei să fie așa? Fiindcă din punctul meu de vedere și din punct de vedere științific și anatomic, organismul unui bărbat este construit diferit față de organismul unui femei. Din punct de vedere a oaselor, a încheieturilor, a musculaturii și evident... că un bărbat, din foarte multe puncte de vedere, poate să aibă performanțe sportive mai ridicate decât o femeie. Și aici este marea mea problemă. Pe mine nu m-ar fi deranjat atât de mult până când chestiunea asta nu a devenit extrem de agresivă. Dar Sorana Cristea spune că ea nu a vrut să intre în astfel de teme. Eu am înțeles, dar e o chestiune pe care, din punctul ăsta de vedere, mesajul ei chiar poate să aibă un impact și reflectă situația din Statele Unite, unde... s-au amestecat bărbați în sporturi de femei. Eu consider, domne, te simți că ești femeie, ok, trăim într-o lume liberă, poți să faci ce vrei la tine acasă și așa mai departe. În alte țări este și legal să faci, să spunem, și la și cununie, și stare civilă și așa mai departe. Dar în clipa în care deja distrugi fair play un sport și permis lucrul ăsta, domne, ești bărbat, te simți femeie, concurează la bărbați, că ești bărbat până la urmă așa te-ai născut. Foarte multe surprize și subiecte în această seară. Ni se alătură chiar în aceste momente, doamnelor și domnilor, cunoscutul, respectatul profesor Vlad Ciurea, care are informații importante și nu trebuie să ratați ceea ce spune în această seară aici. Vine cu dezvăluiri, date clare despre boala secolului, doamnelor și domnilor. Stați să-l ascultați pe profesorul Ciurea și apoi, imediat, vorbim despre tratamentul controversat, bogătașii care pur și simplu se întineresc cu sânge de copii. Dar despre boala secolului, chiar acum, respectatul neurochirurg Vlad Ciurea. Suntem în boala secolului, în burnout. Suntem în boala secolului, în burnout. Suntem.
suntem, vrem să facem foarte multe lucruri. Nu știu la ce duci. Odată am fost întrebat bine și zic că foarte bine, faceți mai puțin. În viața mea n-am văzut un coșciuc când merge spre cimitir trăgând o ladă de bani după el. Doar aud în primul înseamnă ardere. Deci funcțiile cerebrale s-au ars. De ce s-au ars? Pentru că au venit prea multe solicitări pentru un grup de celule care nu mai pot rezolva. Deci au venit acasă mămicile care au și un soț mai nervos, mai supărat, mai păpăcios, etc. Mămicile, dar trebuie să aibă toată încărcătura asta. Și ajung la serviciu unde sunt șefe. Atunci au foarte multe sarcini. Directorii le trimit asta, vor să arate cât de bune sunt. Toate. Mai ales burnout este foarte frecvent la doamne. Nu spun că nu reușesc, nu dau un pas înapoi. Mă depășește. Nu recunosc acest lucru. În general, mai ales doamnele din România, se face, da șeful. Până când? Și nicio aprecierea nu prea vine. Nu există așa ceva. Dacă șeful nu e mulțumit, aruncă exact ca ceva în afară, o masă stricată, că nu mai funcționează. Nu uitați de asta. Iar sănătatea dumneavoastră, a celor care ne ascultă, este continuu în pericol. Din limbajul românesc trebuie să dispară cuvântul acum. Acum nu trebuie să existe. Nu, așa e. Ăsta e cuvântul. Păi care e graba? Subito, că la italien. Care e graba? Care e graba? Nu, ardeleanul ăla nu e prost. Care e graba, măi? Bun, ăsta e adevărul. Ăsta este adevărul. Trebuie să... Cuvântul trebuie. De ce trebuie? Lăsați-mă, încetișor. Să rezolvăm. Nu trebuie. Acest trebuie imediat. Acum trebuie imediat. Nu trebuie. Și ce ar trebui să facă oamenii ăștia cu astfel de joburi? Să le părăsească, să-și găsească ceva? Nu, pentru că cei care sunt între... Nu suntem o masă de lucrători, să zicem, ca o cohortă de soldați. Deasupra noastră sunt ofițerii, centurionii. Care, și atunci, peste centurioni, vin generalii. Generalii trimit comenzile. Trimițând comenzii, toți centurionii vor să iasă în față și să rezolve totul. Și atunci aruncă toate comenzile peste sălași, sălași executanți și atunci executanții intră în acest burnout. Și funcțiile de conducere cad. Cei care au funcții de conducere și care constată după număr de ani de supra-solicitare în care și-au neglijat familia, alte probleme, viața personală, zero. Și atunci constată că ceva n-a mers și se prăbușesc dintr-o dată. Și apare acest fenomen de burnout. Stres, da? După care burnout-ul, după care stare de depresie, vreți să sun mai departe sau ne oprim aici? De ce le neglijăm weekendurile? Bă, eu sunt chirurg, știu ce înseamnă asta, dar e o vreme de lumea obișnuită. De ce ne neglijăm concediile? De ce ne neglijăm copiii? Copiii, da, care îți aduc și energie. De ce ne neglijăm părinții? A spus un cuvânt, scârbici, parcă scârbici, nu l-am da. Reținut, vedeți, am memorie bună. Așa, te duci la serviciu cu o scârbici, nu trebuie, te duci cu plăcere. Dacă ai intrat în acest tăvăluc al super solicitării, nu duce la nimic. Ori schimbi jobul, ori schimbi șeful. Și ori schimb sângele, doamnelor și domnilor, pentru că avem informații despre un tratament controversat, bogătaș și care se întineresc chiar cu sânge de copii, priviți și dumneavoastră. Jessica Armazin își laudă invenția despre care spune că este o adevărată fântână a tinereții. El folosește sângele donat din băncile care până acum erau utilizate doar pentru urgențele pacienților care aveau nevoie de transfuzii. When we're young, we produce nutrients, growth factors that are important for our health, but as we get older, we just don't produce enough of them. And so our idea is to use essentially excess blood from blood banks and to help you restore your levels of these growth factors. And this is what it looks like. In fact, these are my parents, and they liked the treatment. My dad said he felt very energetic, and my mother thought her skin improved. It's about 2 hours, and apparently it feels really good. People say they feel pretty energetic, and we'll get to this soon, but we're also seeing a lot of medical improvements as part of our clinical trial. We're seeing improvements in patients with symptoms of Alzheimer's disease, Parkinson's, diabetes. Patients are telling us they're able to lift more weight and that they're feeling stronger. We are seeing improvements in appearance. I've seen it myself.
It's kind of dramatic. People, they don't look like they're 20, but they do look significantly younger. Their wrinkles are better. Their skin has a better color to it. Un astfel de tratament costă 8.000 de dolari pentru o doză sau 12.000 de dolari pentru două doze. Medicul a povestit și cine a fost sursa lui de inspirație. In the 17th century, a noblewoman in Hungary, Elizabeth Bathory, was actually executed for bathing in the blood of young women. And apparently she was doing this to improve her appearance. And as our science is now demonstrating, well, there probably was a fact to these vampire legends. It probably works, but it's not something we recommend. Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Statele Unite este însă împotriva acestui tip de tratament, pentru că odată cu transfuzia este posibil ca pacienții să se infecteze cu boli grave. Pe ce nu-i verifica sângele? Până va fi împreună cu noi și Gigi Becali în această seară, vă întreb pe dumneavoastră, domnule director Harnagea, parcă totul, nu știu, o ia razna așa. Păi da, sunt mulți fraieri pe pământul ăsta, adică dacă fiecare cu unii se bagă, nu știu ce, camere barice, unii schimbă sângele, unii... Dar până la urmă, organismul nu e făcut doar din sânge mare și niște organe care degeaba ai pompezi tu sânge proaspăt cu celule de copil de, da. Absolut noi, da? În țiplă. Dacă tu, vorba aia, ficatul este varză, rinichiul nu mai funcționează, poți să-i bagi la sânge cât vrei. Sigur, dar găsești fraiere, adică na, fiecare pe... Își comercializează produsul cum știe mai bine. Sigur, probabil că respectiva companie are destui oameni mai în vârstă sau mai, eu știu... Unii spun, domnule, în situații mai neplăcute... Vreau să care... mai întreb ceva pe dumneavoastră. Se tot vorbește în ultimele zile. Cea mai caldă zi din istorie, vine prăpădul, va joi, fi jale, joi, da? Fie, da. Și despre... Asta se vorbește în ultima perioadă. Mulți spun că e o temă nu întâmplător lansată și încet, încet, iată, din nou să înspăimânte lumea, așa cum a fost și cu pandemia. Și în acest context aș vrea să vă arăt chiar în aceste momente ceva extrem de interesant, pentru că, iată, vorbim de un nou val de caniculă. În acest context, cercetătorii propun... Vin deja cu o soluție șocantă pentru oprirea valurilor de căldură, care creează un pericol major pentru întreaga omenire. Într-un raport recent publicat de Casa Albă, adică nu vorbim de un raport la colțul străzii, Casa Albă, este propusă întunecarea soarelui. Experții mondiali sunt îngrijorați și de efectele devastatoare ale furtunilor solare, care au devenit tot mai frecvente. După ce planeta s-a confruntat cu cea mai călduroasă lună iunie din istorie, oamenii de știință s-au gândit la soluții pentru scăderea temperaturilor și încetinirea efectelor încălzirii globale. A existat un prim element de interes, plasarea pe orbita unor sateliți cu oglinzi foarte mari care se reflecte la radiația solară incidentă, dar în ultimul timp, iată, câștigă teren tot mai mult ideea de a plasa aerosoli în stratosferă, adică aproximativ între 12 și 50 de kilometri altitudine, iar această, iată, injectare cu ajutorul aeronavelor sau rachetelor să ducă la creșterea compușilor de tipul dioxid de sulf, care să ulterior ducă la creșterea radiației solare reflectate. Experții mondiali sunt în alertă și după ce au descoperit că furtunile solare au devenit mult mai frecvente și mai puternice în ultimii ani. Acestea pot avea efecte devastatoare asupra Pământului. Ne îndreptăm către perioada de maximă actualului ciclu solar, ciclul solar 25, începând cu 1755. Și dacă inițial experții în geodinamica Soarelui prognozau că acest ciclu va fi unul destul de apropiat de medie, adică se aprecia că spre perioada de maximum, care va fi în iulie 2025, vor fi cam 115 pete solare care pot, zone în care se pot genera explozii solare, ei bine, deja
luna trecută au fost înregistrate 160, un record, explozii solare care generează ejecții de masă coronală și care, la impactul cu câmpul magnetic al planetei noastre, generează furtuni geomagnetice, acele furtuni geomagnetice care, apropo de efectele pe care le determină asupra planetei, pot genera, în primul rând, disfuncționalități majore în ceea ce privește funcționarea sateliților aflați pe orbită, dar și a comunicațiilor satelitare, pot afecta major rețelele de distribuție a energiei electrice, în special în zonele aflate către polii planetei și nu în ultimul rând pot fi afectați pasagerii, dar pot fi afectate și echipajele aeronavelor. Păi în fața atâtor pericole despre ce vorbim, râdeți, domnule ministru, dar despre ce vorbim în aceste zile, păi ne mai mirăm că unii oameni, mai ales dacă au cu ce și din ce, își pregătesc, își fac de urgență testamentul. Ion Țiriac, doamnelor și domnilor, ascultați bine, și-a pregătit testamentul. O avere de 2 miliarde de dolari o va împărți în 33 de părți egale, conform declarațiilor sale, 33 de părți. 3 copii legitimi, dar în total, de fapt, 33 de copii. Ascultați și dumneavoastră. Ion Țiriac s-a gândit deja cum își va împărți averea după moarte. Fostul mare tenismen a declarat că după moartea sa averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă. Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilități, a precizat Țiriac. Într-un top realizat de Forbes, Ion Țiriac ocupă locul întâi în clasament în rândul celor mai bogați români cu o avere de 2 miliarde de dolari. Averea lui a crescut cu 400 de milioane de dolari în ultimul an. Fostul jucător de tenis are un succes uriaș cu clubul din nordul Bucureștiului, pe care l-a deschis în 2013 și în care a investit inițial 18 milioane de euro. Numărul membrilor a atins capacitatea maximă, motiv pentru care chiar fiul lui Ion Țiriac a anunțat că se întocmesc liste de așteptare. Clubul, care aparține miliardarului român, este situat în pădurea Băneasa și se întinde pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați. Asigură servicii de sport, relaxare și wellness, iar prețurile sunt destul de piperate. Ne întrebam cu toții aici, cum, 33 de copii, oare îi cunoaște pe toți? Domnul ministru a făcut și calculul, cât? 60 de milioane, 60 de milioane de dolari pe, da, de fiecare pe prunc, copil. Pe copil, da. Vă dați seama? Da, da, eu remarc că e un număr foarte cabalistic așa, adică 33, nu așa orice. End counting. Exact, adică păi, e nu? Foarte misterios și numărul și probabil... S-ar putea să fie și contul destul de, până la urmă, când o să se deschidă... Păi 2 miliarde de dolari întreg. Vă dați seama, domnule Păcuraru. Eu râdeam doar... I-a dat clasă lui Ilie Năstase. E mare chestie, n-aș fi crezut. Da, jos pălăria. Bravo lui, nu? Eu râdeam în pauză pe Beta, da. Fiindcă îmi imaginam că Putin e foarte rău, dar poate să devină bun. Fiindcă poate să creeze o iarnă nucleară, dacă dă câteva bombe și am scăpat de încălzirea globală, nu? Scade temperatura... Bine, era o glumă. Poate să dea într-o zonă nepopulată, adică și lucrul ăsta cred că poate să fie o variantă, fiindcă o iarnă atomică de asta poate să răcească temperaturile imediat. Că ați văzut? Nu e o glumă, adică și din documentul casei albe, asta zic. Cu furtunile solare mai frecvente, da, mai puternice. Există un studiu făcut de NASA în ultimii 170 de ani. Pe temperatură, cât a crescut temperatura. Și au făcut din 10 în 10 ani. Și în 170 de ani, media temperaturii a crescut cu 1,5 grade. În 170 de ani. Acum, că o să fie joi, temperatură mai mare, că anul viitor nu o să fie joi, o să fie în altă zi, sau nu o să mai fie deloc. Asta e natura. Dar acum să modificăm, să creăm, nu știu, să ridicăm avioane ca să arunce tot felul de plăpumi, ca să nu vină razele soarelui pe pământ, aia e... Pregătiți-vă pentru ce urmează. Unii deja s-au dezbrăcat de tot, stimați spectatori, delirul filmat al sexomarxiștilor în fața a mii de oameni. Vă spun doar atât, așa ceva nu ați văzut niciodată.
Venim cu imaginea la televizor în doar câteva clipe. Apoi, ideologul resetării, planul eliminării oamenilor, Gigi Becali, e revoltat, nici nu e de mirare, face cir cu inteligența artificială. Letonia are primul președinte gay din Uniunea Europeană și o altă premieră, un bărbat biologic, a fost ales Miss. Georgiana Lobonț e în culmea fericirii, va avea al treilea copilaș. Iar Andreea Esca vine cu mărturisiri despre plecarea de la pupitrul știrilor. Mirabela Dauer, surpriză uriașă, chiar de ziua ei. Iar Dani Oțil vine cu dezvăluiri uluitoare și îi pune la punct pe Andra și pe Măruță. Stați cu noi, o să vedeți și povestea omului care a sughițat timp de 68 de ani. Doamnelor și domnilor, revenim în direct imediat.